Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. 1. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 24. La Moise scrie, să nu-ți fie frică, că sunt cu tine și vreau să te binecuvântez. Când mă uit la dumneavoastră, pe voi care vă cunosc de foarte mult timp, mă gândesc la timpurile acelea când această biserică erau foarte mulți oameni. Erau oameni bătrâni, în vârstă, oameni în floarea vieții și erau copii, viitorul nostru, care toți se adunau în această biserică făcută din piatră și din nisip. Dar vă întreb pe dumneavoastră, ce rost au aceste clădiri fără noi oamenii? Soft baby, my mama taught me song. Always be a good boy, don't you ever baby's gone. But the shot and man in Reno, just to watch him die. But the shot and man in Reno, just to watch him die. Oh, salut! Haideți! Poftiți! În colțul meu de rai, hai! Toată lumea mie îmi spune în județul Hunedoara popasașilor. Și am prezentat prietenii mei români. Când mergeam undeva, îmi ziceam, asta e popasașilor. Asta a fost în 86 deja. Asta nu s-a schimbat în ziua de azi. Sunt sigur că și din Romos 50% nu știu cum mă cheamă. Pe mine mă cheamă Andreas Fus. Fus ca piciorul, Andreas nume grecesc, Andrei în românește, deci Andreas Fus mă cheamă, dar popa sașilor este prin numele lui mai cunoscut. Romosul mie îmi place pentru că sunt niște oameni harnici aici. Îi cunosc pe toată lumea. Eu am un nume, ei au un nume la mine. Și pot să apelez în orice moment la ei. Pe când asta îmi lipsește foarte, foarte mult dincolo, în Germania. Aici este un prieten al meu, doctor veterinar. Aici iar un prieten al meu. Uitați, pe concurență și-a făcut casele, fasadele frumoase. Români harnici, oameni harnici. Și mă simt de acasă. Când am avut vârsta de 3 săptămâni, mama mea, întotdeauna și la această vârstă de 42 de ani, îmi zice că am fost foarte bolnav și era pe patul de moarte. Într-o zi, chiar, au spus că asta va fi ultima zi din viața copilului meu. Am tușit toată ziua. Taică meu, în această disperare, s-a dus în biserica din Cața, județul Brașov, lângă orașul Rupea, și s-a rugat la Dumnezeu și a spus, dacă îl ții, Doamne, în viață pe acest băiat al meu, îl fac un dar la adresa bisericii. Înțelegând aceste cuvinte, mai târziu în viața mea, știam de la bun început că eu voi avea doar un singur rol pe acest pământ, de a sluji pe Dumnezeu. Știam întotdeauna că voi deveni preot. Die Perle Tirol, da steht ein Kufstein, das kennst du wohl. Această unealtă a lui Dumnezeu am rămas până în ziua de azi, în toate variantele mele de existență. Nu sunt preotul acela care oamenii îl vor să-l aibă neapărat. Nu mă încadrez în nicio schemă. Dar cred în Dumnezeu și Dumnezeu este în mine. Oh!
Este miezul nopții aici pe cimitirul sașelor din Rămos și nu mi-e frică de Stevie Goy și nici nu cred în așa ceva. Acești oameni care se odihnesc aici în veci îmi dau o putere extraordinară. Mă retrag deseori când vine în România aici pe cimitir și mi gândesc câtă istorie s-a scris în 850 de ani aici. Mă gândesc la oamenii care i-am îngropat eu personal când a fost popa sașilor aici, până în 90. Am auzit un cântec foarte expresiv în limba română și aceștor oameni vreau să le dedic acest cântec. Nu-i lumină nicări, nu-i lumină nicări. Au murit toți oamenii, au murit toți oamenii. Au murit toți oamenii, dar atât mă-i duce noaptea, dar atât mă-i duce noaptea, până noi întâlni cu moartea, până m-o-i întâlni cu moartea, până m-o-i întâlni cu moartea. Să mă țipă-n copârșul, să mă țipă-n copârșul, la un loc cu Dumnezeu, la un loc cu Dumnezeu, la un loc cu Dumnezeu. Bună ziua bună! Ce faceți, măi? Dau lapte! Ce faceți? Să dați! Ce faceți? Ce an e în secetoze ani? Ai făcut ceva fân? Ăla e ceva. Ăla e tot, pe toată iarna. Mai am ceva. Dar porci n-aveți? Porci n-aveți? Da, avem la puțin. He? Puțin. Puțin. De câte ori le muși pe zi? Două. Ia uite, ia. Ați bune, ați bune. Ați mai bune ca aia din Noua Zeelandă, he? Ce zici? Ce în seara asta gătesc pentru prietenii mei o tocană a la popa sașilor, într-o tigaie foarte mare. Cu cât faci mai mult sos, cu cât este mai gustoasă carnea, dar gusturile sunt diferite. Costiță de porc. Și la urma urmei, o mămeliguță pe lângă.
Prietenii mei, romani, țigani, indiferent. Duci, ce mai mare! Aici, când sunt la începutul acestui scăr, mă cuprinde o emoție deosebită. Văd în stânga mea școala veche unde a fost, văd numai ruinele și mă gândesc la oamenii ăștia care mergeau atunci când a fost preot sus la biserică, la cimitir. Din 1985 până în 90 am fost aici și mă cuprinde întotdeauna o mare emoție în inima mea. Mă gândesc cum a fost atunci și cum este acum. Era totuși ordine. Fiecare știa ce să facă în comunitatea mică de țar. Și mărul acesta, și mă amintesc că întotdeauna erau strânse merele. Acum văd că sunt așa nestrânse și totul apare a fi părăsit, inclusiv această treabă cu strânsul merelor. Au ce-mi râde inima când văd pe măicuța mea și când văd că stă la poartă și pentru mine se roagă. Au ce-mi râde inima când văd pe măicuța mea și când văd că stă la poartă și pentru mine se roagă. Dumnezeule cereți, am băiat și îi iubesc, te rog nu lăsa la rău, că la el-i sufletul meu. Dumnezeule cereți, am băiat și îi iubesc, te rog nu lăsa la rău, că la el-i sufletul meu. Se spune că Sașii a venit prin 1150, este document și scris. Aici am scris o istorie de 850 de ani, de coexistență cu român și maghiar. 850 de ani este ceva enorm pentru acest popor mic, germanic, venind de pe zona Rinului aici odată. Cu multe de înfruntat. Mongolii atunci au năvărit aici, Genghis Khan și urmașii lui, pe urmă, au năvălit turcii pe aici. Și a fost întotdeauna primejdi de înfruntat, s-au invit dușmănii din cauza pământului. Și se spune că în timpurile bune 500 de pluguri au mers pe ogor și în timpul cel mai slab al existenței lor a fost doar 8 bărbați care au rămas aici în Vomos. Restul a fost nimicit de turci. Și în 1990, această istorie germanică pe teritoriul României de astăzi a luat sfârșit. Un sfârșit destul de tragic. Eu, ca german, aici în România, am avut ocazii deosebite de a-mi desfășura cultura mea ca minoritate germană.
În 1973 am plecat la Feldioara, în țara Bârsei, plecând de acasă la o vârstă fragedă de 14 ani. Mă amintesc prima seară când părinții mi-au lăsat singur în țara Bârsei, acolo la Feldioara, ce dor mi-a fost de casa mea. Dar într-un moment dat nu m-am mai simțit de acasă nicăieri. Și îmi căutam întotdeauna să mă simt undeva acasă. După Feldioara a urmat orașul Sighișoara, unde am făcut liceu, pe cetate. Aici eram iar la internat cu toate națiunile, cu români și cu maghiari. Și eu învăț limba la orice națiune. Știu maghiară, știu română. Și dacă romii, țiganii ar fi știut limba lor, și această limba aș fi învățată până acum. Și am fost întotdeauna unul pentru toți. Și m-au și stimat toți, indiferent dacă au fost maghiar sau român. După aceea am fost student în Sibiu și iară un timp minunat. Andreas este un om cu har, un om cu foarte mult har de la Dumnezeu. Ceea ce cred că puțin dintre noi ne putem mândri că l-avem. Iubește foarte mult oamenii, indiferent de rangul lor social. Iubește animalele, iubește nespus natura, iubește muzica, iar cei care au avut ocazia să-i asculte vocea minunată, cred că nu-l vor uita niciodată. Vin dintr-o familie de muzicanți. Muzicanți în ghilimele, că sora mea a studiat muzică, taica mea este organist și a fost lider de cor. Deci muzica am primit-o din familie, dar m-am rupt de muzica asta clasică, a lui Beethoven, a notelor. Și am vrut să fiu eu. Am admirat întotdeauna libertatea unui țigan, cum cântă el așa, din inimă, și poate să-ți atingă sufletul în tine. Haideți să mergem la țigănia să vedeți ce prieteni am și printre acești oameni. Hanăruc, nu ești la lucru azi? Nu. De ce? Nu te-ai mai dus? Ieri am fost vreo câteva ori, au adunat niște de alea. Ce? Au adunat niște pui mei. Da? Și azi, da, nu te mai duci? Nu, nu mai are. Mâine sărbătoare, un trailer mâine, de alipaiu adunat. Mâine nu te mai duci la lucru? Nu. Mâine sărbătoare, cu roșii. Hai pe la mine, în zilele astea, bine? Sâmbătă, ce altă zi? Ziceți nevoastră. Sâmbătă, poți să vii pe la mine, bine? Da. Cam încă nici ceva de lucru. Bună ziua bună! Fii sănătos, stai-ți-l că m-am vrut! Bibilică, vacă. Ce faci? Bine. Dar nu mai ai cu paralizie. Nu pot să stau în soare, căldură. Nu? Dar mergi bine, nu-ți mai trebuie. Uite, m-am dus până acolo la apă și-s gata. Da, dar nu-ți mai trebuie asta, cum să spun. Ce, medicamente? Da. Dar cum sunt, așa cum are eu. Da? M-am păcat foarte bine cu dânsul, n-am avut nicio problemă, am făcut chefuri amândoi. Eu am fost și am devorat și casa la dânsul, m-am păcat foarte bine. Am mai glumea cu așa era, băi ăsta, dar între noi, așa, numai noi, între noi. Ne permiteam unul la altul să glumim, să ăsta. Mi se încămeam și pleacă, ziți amândoi, dar nu, ne-am dus. În 1990 s-a rupt abrupt de azi pe mâine, politic văzând și sistemul comunist, și oamenii au plecat fără să mai gândească la consecințe de azi pe mâine în Germania. Erau deja pregătiți de mult să plece și au nebunit goana aceasta după o viață materială mai bună. Cred că la mulți le pare rău după ce au lăsat de aici. Și eu am plecat,
pentru că am un copil, aveam un copil de 4 ani atunci și vreau să-l dau și lui prilejul de a face clasele în limba germană și ne făceam griji, oare vor fi destui nemți aici ca să putem da copilul până la 24 de ani, așa cum mi s-a dat mie ocazia să aibă școală în limba germană. Și din mai multe alte motive familiare am plecat în 1990 în Germania. Dar mi-am dat foarte repede seama că această Germania care noi o visam aici nu există. Este o țară frumoasă, bogată, dar este mama vitregă, a mea personală. N-am simțit-o niciodată ca mama mea, ca țara mea. Am fost și sunt până în ziua de azi în această țară interior, un străin. Persoana dânsului n-a uitat deloc de unde a plecat și i-a rămas sufletul aici. La cei din sat, din comună, s-a legat o serie de prietenii și înainte, pe care și le păstrează și acum. Este un om deschis, un om cu care poți povesti orice, face abstracție de profesia pe care o are și ca dovadă a construit și un han la noi aici în comună și pentru care noi putem să-i mulțumim foarte mult că ne mai reculegem și noi la acest han și nu numai noi și mai multă lume. Vreau să vă arăt ce am făcut pe aici. La băieți le-am făcut 10 porunci de ale mele. În Biblie sunt 10 porunci și eu le-am făcut pe ale mele. Nu? Eu sunt Dumnezeu tău, dar eu am zis, eu sunt Andreas Hus, preot saxon. Cu dragoste deosebită vadă de frumos, nu știu decât respect. Eu îi respect pe oamenii care vin aici, dar și ei trebuie să mă respecte pe mine. Nu? Continuați. Mai ales pentru unii băieți, le-am spus pe runca a șasea, să nu prea curvești. Că locul unde dragul își fierbe cafeaua la muiere e periculos. Vezi, fiule, să nu-ți rupă și ție gâtul. Și respectul față de plante, respectul față de toate națiunile și respectul față de tot ceea ce poartă un suflet aici, în această curte. Plante, animale, pești, etc. Deci tot ce este aici are viață și merită respectat. Plantele acestea sunt viața mea, uitați-le, uitați-le. Viața mea. Fără plantele acestea, eu aș fi un om foarte, foarte trist. Foarte trist. Îmi place să stau aici, la Rumos. E fain aici, am mult prieteni aici. Și faină. Să fac paie acolo. Și să merg la discotecă în seară. Nu am fost la început de acord cu ideea soțului meu de a construi ceva aici. A pornit de la o idee mică și s-a făcut foarte mare. Totuși a reușit ceva frumos. Mă bucur și o savurez acum când e terminată. Nu m-am așteptat la așa ceva să aibă atâtea idei. A fost o treabă grea pentru că a trebuit să aranjeze totul telefonic din Germania, lucra doar câteva săptămâni pe an aici. Toate concediile au intrat în curtea asta, a fost și pentru familie greu, dar rezultatul este minunat și îl savurăm într-adevăr cu bucurie în fiecare an. Se poate face baie acolo, e apa de munte din Rumoșel, curată ca lacrima. Noi nu mai trebuie să o păstrăm și să nu aruncăm, cum am zis, plastic și gunoaie în viața natură. Da, aici vreau să mă reîntorc peste 7 ani și de aici vreau să-mi câștig și existența peste 7 ani și am pregătit-o deja să le placă la toată lumea. Toate aici le-am făcut eu cu mâna mea, inclusiv
Toate poeziile acestea am lucrat vreo 3-4 luni în Germania, de mi-au durut mâinile și mai puțin bune. Deci am făcut strofe din astea, din domeniul paharului. Aici apel la să nu vorbim prostii când suntem beți. Porniți mintea înainte de a da drumul la gură, de exemplu. Și că omului este un lup. Bea omule și-ți petrece. Și inclusiv, uitați, după concepțiile mele, țiganii sunt și ei frații tăi care trebuie iubiți, că Iisus Hristos n-a făcut nicio diferență între națiuni. Totul în viață ne este dat doar în împrumut și trebuie să-l dăm înapoi. La sfârșitul vieții nu o să avem nimica. Am venit goi și ne voi duce goi cu mâinile goale. Aici am făcut o intrare, iar bineînțeles după gustul meu și mie îmi place. Asta este foarte important, ca să-mi placă mie întâi și să mă simt de acasă. Pe Gheorghiță, nu știu dacă îl vedeți, pe Gheorghiță, el are o istorie mare de tot. Gheorghiță, așa îi spun eu, Gheo, cum se zice în romos, el vrea pământ și glie să scape de sărăcie, de o viață de amar și chin, de un pământ cu mărăcin, să fiu bogat ca Popa Leonte, miliarde de lei sărăcia să-mi o înfrunte. Am dus un buștean de aici, din Romos, bușteanul de 3-400 de chile, peste graniță până în Germania. Și acolo am avut un prieten și îl mai am, polițai, care mi l-a sculptat în 4 luni de zile. Peste 7 ani mă voi întoarce definitiv în România. Sper că și atunci vor veni foarte mulți oameni la Popa Sașa. Am căutat în toată viața mea să-mi găsesc în suflet liniștea, orizontul noi eu am văzut, de când de la tine am plecat. Va veni ziua când eu m-am întors, frumosul meu Romos. Nu am să plec altă dat, că soarta mie nu mi-a dat un soare mai cald și frumos decât aici, în Romos. Aici eu vreau în etern să stau, iubind Romosul, în pământ am să-l iau.